Am găsit la un nou episod al podcastului meu, Avangarda cu Ionus Vulpescu. Astăzi am o mare bucurie să-l am invitat pe regizorul Nae Caranfil. Domnule Caranfil, mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea. Mulțumesc de invitație. A, ați primit recent titlul de doctor Honoris causa al fost fosta IATC, pe care ați absolvit în 1984. Iată că au trecut 40 de ani. În 1984. România se califica după multă vreme la campionatul european din Franța. Sunt tot 40 de ani la acel moment. Și dumneavoastră asta a fost în Franța, la scultă vremea după ce ați terminat un ATC, în Franța și după aceea în Belgia, dacă în, nu În Un Belgia și după aceea în Franța. Cum au fost anii aceia după ce ați terminat? Spectaculoși, pentru că plecarea mea din țară, care s-a făcut în plin comunism, perioada cea mai neagră, aș uh, mi-a dat posibilitatea să fac o a doua universitate. Pe numele ei exilul, care este o mare formă de învățământ post-universitar. Ce să spun? Uh, și nu e la fără frecvență niciodată, e nu. numai la zi. E și la zi, dar și mai ales la noapte. Uh, a fost o bătălie și cu, uh, mă rog, uh, reflexele mele de uh, supraviețuire sau Lipsa mea de reflexie despre supraviețuire, poate, și cu administrația occidentală, care nu se lasă înduioșată de lacrimi. Nici și... Occidentul nu crede în lacrimi. Nu. Nici Moscova și nici Occidentul. Sau nu crede, poate că acum mai crede. Și am învățat o mulțime de lucruri și, practic, am început să, să funcționez ca profesionist în în Belgia și în Franța în acei ani. Adică au fost primele mele contracte semnate în calitate de cineast, nu de regizor de film, dar de scenarist, în care am fost plătit să fac ceea ce Cum învățească. sunt producțiile acelor ani pe care le-ați făcut atunci în Occident? Nu, în anii aia, până la Revoluție, n-am realizat, n-am -am realizat nimic, am scris. Dar scenariile pe care le-am scris, două la număr, s-au vândut. Am pus două pentru că, de fapt, s-au fost trei. Restul de tăcere, care s-a făcut mult mai târziu și care era copilul meu de suflet, dar și alte două scenarii care mi-au fost comanditate, adică în care, pe baza satisfacției pe care o dădea lectura al restului la câțiva tineri producători francezi, am obținut uh, oferta de a scrie niște scenarii uh, pe bază de semnătură, de contract și tot ce trebuie. Deci scenariul la arestul de este scris atunci la sfârșitul anilor 80? Da. Da, este primul lucru pe care l-am făcut și practic a fost uh, și principala mea motivație de a, mă rog, oficială de a părăsi România și de a mă merge în Belgia la Bruxelles, pentru că acolo avea loc un sau se instituise un fel de Atelier de creație scenaristică pentru tinerii uh, europeni care doreau să învețe această meserie sau să o deprindă. Și uh, uh, proiectul meu principal, uh, că ideea era ca la sfârșitul unui an de uh, muncă să pleci cu un scenariu de lungmetraj bine. Uh, bine osificat, bine pus la punct, a fost resfătăcere, pe care l-am scris atunci. Era, într-un fel paradoxal că departe de România și în absența unor surse de documentare în care să-mi fie la îndemână, recream din imaginație o Românie antebelică începutului de secol la care avusesem acces doar din lecturi, din câteva filme din, și din imaginația proprie ce speranță v-ați întors după Revoluția în România? S-au împlinit ele? În primul rând, cu o imensă curiozitate. Adică era... Mă rând, nu m-aș fi așteptat, deși în ultimele două, trei luni era clar că se va întâmpla ceva și la noi, dar la momentul în care am plecat, comunismul părea instalat pentru vecie. <laughs> Măcar pentru vecie. Era un foarte lung metraj. <laughs> da. loc un scurmetru. Și... S-a dovedit că mai, avea, că mai avea viață cât un scurumetraj, dar n-am știut acest lucru. Și evident că m-am întors cu o curiozitate extraordinară să îmi redescopăr și familia și prietenii, dintr-o dată, liberi. Iar momentul reîntoarcerii mele a fost, într-un fel, și un blaf, pentru că pe care l-am suportat, nu, nu l-am... Eu cu ioa, în sensul în care regizorii consacrați acelui moment deveniseră peste noapte producători debutanți, preluaseră casele de filme socialiste dinainte și se, -se autointitulaseră directori de casă de filme sau de studio de creație și uh, trâmbițau, prin uh, media că acum vor putea face tinerii filme. Veniți, veniți, suntem aici, vă așteptăm. Aduceți scenarii, proiecte. Păi, și nu era -am așa? scos din sertar niște proiecte, am venit, erau acolo, dar nu mă așteptau pe mine. Nu știu pe cine așteptau, dar în orice caz nu pe mine. Adică Erați tână atunci ca și acum. am luat trei, vă luat la... trei țepe fundamentale de la trei regizori importanți uh, și uh, am pierdut un an și ceva tot sperând să facă filmul meu de debut, care mai târziu s-a intitulat De pericoloză Și când am văzut că sunt o minge de ping-pong aruncată de la unul la altul și uh, meciul devine nul uh, pentru toată lumea, mi-am luat din nou piciorul la spinare și am plecat din nou la Paris, unde am uh, uh, spus proiectul în brațele producătorilor cu care lucrasem înainte, pentru acele două scenarii de care vă povestisem, le-am pus în brațe acest proiect și am încercat să găsim o posibilitate de a-l face regim de coproducție și nu l-am și făcut până la cap. Dar de ce credeți că acești trei regizori importanți, deveniți producători după Revoluție, da, da. nu v-au deschis ușa în ciuda declarațiilor publice? Nu cred că nu era evident talentul dumneavoastră. Nu, cred că singura mai explicație la ora asta era că se temeau de concurență adică vreau să fie tarlau al lor și dacă e să vină cineva, cred că ei trebuia totuși să se, să se, uh, definească ca producător, nu numai pentru ei și, și, și pentru alți cineaști, preferau să ia niște persoane care, uh, nu, care nu riscau să-i deranjeze în niciun fel. Adică filmele care au ieșit uh, altfel decât propria semnătură a lor, au fost niște filme de care astăzi nu mai știe nimeni absolut nimic. Invidia e un pseudonim al concurenței? Mă mm, rog, poate să fie. La, la un moment dat, Invidia poate să fie și un motor uh, pozitiv, dar uh, depinde cum o folosești. E o vorbă, cred că e standard. Zice, știu de la Radu Cosaș, mare pasionat, mare cinefil. Invidia da. uh, este cel mai uh, acut sentiment omenesc. Așa să fie? Nu m-am gândit. Uh, dar. Nu uh, știu dacă e cel mai acut, da, e un sentiment acut. În, nou, în 1993, am cu președintele Uniunii Cineaștilor săptămâna trecută, săptămâna trecută. Vorbeam despre 1993 și acest debut al noastră e periculos sport jersey. Ați luat imediat niște premii la Bratislava, la un festival important și în țară. Despre ce a însemnat momentul 1993, ce a adus el în filmul românesc. Un moment, podcastul meu se cheamă Avangarda. E, ăsta e un moment de avangardă, 1993, cu e periculos o sport jersey. Vă considerați un avangardist în istoria recentă a teatrului românesc, hai să zicem istoria filmului românesc, istoria contemporană nu. prin acel film? Sunteți <coughs> deja un clasic? Cum se încadrează Nae film în, în tabloul acesta al, al filmului românesc contemporan? Unde se plasează el însuși? Vreau să zic că e periculos. este cel mai. Uh, nu știu, cel mai nonconformist uh, film din cele șapte pe care am realizat, în sensul în care are o structură. Uh, uh, probabil. Uh, o structură originală, nu știu dacă e inovativă pentru vremea aceea, pentru că nu era chiar primul film în care o poveste se relua prin, printr-o altă prismă. Uh, dar uh, a precedat cu un an pal fiction lui Tarantino și iar scenariul e fost să se scris cu mulți ani în urmă, adică înainte ca Tarantino o să se fi visat măcar cinest. Uh, însă uh, anul 93 a fost pentru mine anul care m-a umplut de încredere în mine și de bucurie și în care am fost uh, practic seul, uh, selecționat la Cannes în secțiunea de la Chiesa de Realizator, deci primul meu film am M-a dus -se direct pe croazetă, uh, și asta este o experiență de neuitat: uh, în care l-am putut invita și pe tatăl meu pentru prima dată la Cannes, nu fusese niciodată până atunci. Deși, deși scrisese atâtea lucruri despre. El era invitat la alte festivaluri importante, dar la Cannes nu pusese piciorul niciodată până atunci. S a fost invitat și... de fiul său, da, să regizor va... selecționat, să vadă pentru prima dată filmul de debut într-o sală de festival de Cannes. Uh, Asta e scenă de film în sine. Da. Uh, dar nu-l voi face. <laughs> uh, și uh, m-am întors cu filmul. Filmul a fost foarte bine privit la Cannes, uh, dar uh, cum eu sunt ghinionist, am ratat la mustață premiul uh, Pentru în care mă puteam încadra pe vremea aceea. Secțiunile uh, paralele ale festivalului nu erau competitive, dar exista un premiu special pentru care se aplica uh, tuturor secțiunilor uh, sub aceeași umbrelă, care era premiul uh, Camera de Aur, Camera Dor, pentru film de debut. Și l-am ratat la Mustaț acel premiu și mă întreb și astăzi ce s-ar fi întâmplat dacă l-aș fi câștigat, ce, cum ar fi luat, o, ce traseu aș fi avut cu acel premiu muzunar, căci nu ar fi fost același. Vă considerați ghinionist? Da. Uh, până, până înspre 38, 40 de ani, m-am considerat un om plin de noroc, dar după care uh, am uh, revit, nu știu, am, am aruncat o altă privire uh, uh, peste umăr și mi-am dat seama că, de fapt, uh, lanțul de ghinimane covârșește uh, micul șirac de uh, ce care le Cei care vă apreciază filmele nu cred asta, sunt în polemică cu dumneavoastră. E adevărat, probabil, că mulți dintre ei cred că opera, creația dumneavoastră nu e apreciată așa cum ar fi meritat. Asta este o opinie personală și o să mă pot și explica. Uh, al ghinion mai mare decât acela de 1993 a existat? Mai mare, da, multe. a fost foarte... Până la urmă, ăla a fost cel mai minor. Uh, am o poveste ceva mai recentă, cred că în 2013, cred că da, filmul Closet to the Moon, nu fusese încă lansat și l-am invitat pe Lucian Pintilie, care, printre altele, a fost și coproducătorul primului meu film, l-am invitat la o proiecție privată. Era destul de bolnav, duceam prin dar a venit, s-a deplasat, a văzut filmul și la sfârșit, printre câteva complimente pe care mi le-a făcut și nu era omul care să facă complimente de par, așa să le arunce ușor, mi-a spus Nae, tu mie mi-ești foarte drag și mi-ești drag pentru că tu n-ai avut noroc în carieră. Și nu spun asta pentru că nici eu n-aș fi avut noroc în carieră. Am avut, eu am avut cu un caru noroc în carieră. Dar tu n-ai avut. Iar ăștia care n-au noroc sunt mai simpatici. Și el a avut momentul de încercare cu reconstituirea când putea drumului lui să, ia, să fie blocat. Da, dar a, a, târziul... a fost și un moment de glorie. Adică Sigur, ea, astăzi privind? Da, da, cred că și atunci te puteai simți important din, din prisma a ceea ce se întâmpla. Și povestea cu revizorul de la sfârșitul anului 80 de la Teatrul păi, da, de, de, revizor, la revizor mă gândeam. Da, m -am gândit, și la reconstituirea. Și de... la reconstituirea, da, da. Reconstituirea totuși a fost pe, o poveste de succes, chiar dacă filmul a fost retras, dar a fost retras după două săptămâni de triumf total. Ghinionul, neșansa, căderea, te împlinesc mai mult ca artist? Te ajută? Sunt mai fertile? Mai fecunde? Teoretic ar trebui să fie, da, mai hârtilea, pentru că, vă mă rog, e, e ușor de explicat. Ce te, ce te rănește, până la urmă, îți, te face mai puternic. După ce se vindecă rana, ești mai puternic și cam știi de ce poți să te ferești și știi și să povestești cum a fost pe vremea când i-ai rănit. Dar, nu știu... E posibil ca la un moment dat să te și descurajeze un, o succesiune prea uh, 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 regulată de, de decepții. Este n-ai care am fi un artist, hai să zicem, mai singuratic, mai greu de încadrat într-un grup, într-o echipă, într-o tabără, într-un aș, Așa consider, nu m-aș încadra, adică și în, în mod natural nu am... Uh, uh, n-am făcut parte dintr-o generație care să ne fi luat uh, de braț și să pornim împreună într-o ofensivă comună împotriva filmului de, dinaintea noastră, spre, uh, împotriva uh, administrației comuniste de atunci sau bi birocrației uh, culturale, mă refer, de atunci. Uh, nu, am fost cam singur la ei, adevărat, iar când au uh, apărut... Uh, acest pluton al noului, noului cinematograf românesc, NCR-ul, nu am simțit că, niciun fel că mă încadrez stilistic în propunerea lor. Ceea ce nu înseamnă că m-aș fi, fi, fi considerat eu mai îndreptățit. Nu, eram pur și simplu pe două planete diferite. Ce, ce v-ar apropia, respectiv ce v-ar separa estetic vorbind de, de, de nou val din filmul românesc? în primul rând, eu, eu sunt uh, un cineast care lucrează pe structură, ei uh, lucrează cu felii de viață, uh, eu uh, caut conflictul dramatic, ei caută să dedramatizeze în general, uh, eu uh, consider muzica un element esențial în film, ei o evită, considerând-o o cârjă sau un element de manipulare, de manipulare emoțională. Eu mi încadrez chiar în propria mea minte filmele ca făcând parte dintr-un gen, comedie. Ei sunt, se autoconsideră autori în cel mai deplin simț al și în sens al cuvântului și nu se vor încadrați în niciun gen cinematografic, drept care sunt diferențe destul de mari. Sunteți probabil singur autor în sensul de autor de film de la început până la sfârșit. Faceți regia, faceți scenariu, muzica, uneori, pentru că ați vorbit de muzică. Uneori fac și muzică. Uneori, și jucați în unele, aveți unele apariții și uneori și și cântați, nu ca să îmbinați muzica și cu actorul Naecaranfil este celebru, nu rolul pe care a jucat în Filantropica în 2002, e scena aceea de la de karaoke. Cum de faceți toate lucrurile astea? De ce de ce le faceți? nu aveți încredere în Nu, am făcut muzica și aparițiile mele că nu se pot mi roluri micile cameuri pe care le-am... Parcă mai Way cântați, My parcă frac Frank ca... Sinatra pe, pe aia generală. Pentru că, l am făcut pentru că nu aveam pe altcineva să, să, pe care să-l pună în locul meu. Pur și simplu, apariția, de exemplu, din Respect de prima secvență din film, am încercat o mulțime de actori și ne, ne fiind mulțumit de nici unul dintre cei care pe care i-am chemat să dea probe pentru acel mic monolog de la începutul filmului, și discutând cu directoarea de casting de la acea vreme, am ajuns la concluzia că aș putea să încerc să-l fac eu și să vedem ce iese. Și mi-am autodată o probă, iar directoarea de casting m-a ales și nu te pui cu directorii de casting, că adică dacă te aleg, te duci și faci. Chiar dacă tu ești regizor. Da. da. Iar la mai da, acolo a fost o plăcere a mea personală, o plăcere vinovată să cânt mai Așa cum mare semnătura discretă artistului, nu așa cum sunt pe marile pânze, undeva în colț se Dar vede nu, și... Dar nu la toate filmele am făcut asta. Există și filme în care semnătura discretă lipsește cu desăvârșire. Deși dacă stau să mă gândesc, întotdeauna cumva o replică, sau, dar, dar întotdeauna din, dintr-un uh, uh, Neintenționat și din într-un moment în care îmi lipsea cineva sau ceva sau o voce care să dea o replică Și atunci bă, 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 băgam eu un microfon și e, făceam un post sincron, e, dublam un actor pentru o replică, făceam o chestie de genul ăsta Dar era caz de forță majoră, nu era o chestie de unde vine, deliberată De unde credeți că vine succesul filmelor dumneavoastră? A, nu știu Probabil că eu sunt în momentul în care scriu un film, nu mă la spectator, mă gândesc la mine. Eu sunt un foarte bun spectator. Cred că sunt spectatorul perfect. Pentru că sunt uh, jumătate un cinefil înrăit și jumătate o coafeză. <laughs> și uh, mixul, mixul ăsta din este, lumile astea mixul ăsta este foarte bun pentru că nu te lasă să aluneci nici într-o extremă, nici în cealaltă și atunci produsul poate ieși echilibrat sau poate fi avea acela dozaj. Dozajul e un cuvânt foarte important, mai ales în cinema. Poate avea acel dozaj care să dea satisfacție la vizionare unui public care vine să se confrunte cu o poveste. Cine fi un răit face concesii cu afezii sau cu, afeza să apucă de citit și de studiat cinematografia? Până nu, până, nu, până nu fac pace cu, cealaltă, nu se, nu se întâmplă nimic pe pagina de Ați folosit cuvântul ăsta magic, poveste. Da. Poate fi un film în afară unei povești? Eu zic că nu, dar... ba nu, se, se, breșesc, se poate, sunt filme experimentale, sunt filme care sunt poeme vizuale, sunt filme... Documentarul nu are neapărat o poveste, poate fi un documentar istoric, dar... Dar eu, în filmul de ficțiune, mă consider un povestitor și asta mă interesează și asta fac. Mâna, cităm din clasici, mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește poman. Are. I-a spus-o lui Dinica în... I-am spus-o... Da, filantropica. Eu dinica, da. Da, așa este și general povestea, cred eu că face parte din formarea oricărei ființe umane, adică mama așa doarme copilul scurându-i poveste. De aici pornește totul. L-am avut invitat pe, pe Mircea Diaconu și asta îmi spunea că ultimul scenariu care l-a zguduit și a zis nu pot să nu joc absolut a fost în filantropica, pe această idee a unei povești rotunde și, și frumoase. Da. da, încerc să obțin în filmele mele o arhitectură care prin ea însăși să fie uh, performantă, să fie dacă e numai structura unei uh, clădiri, fără să, ca încă să-i fi pus pereți, ferestre, acoperiște, în cuială, vopsea, deci numai prin structura clădirii să-ți dai seama că e o operă de artă. Încerc să obțin lucrul ăsta, nu știu câ de câte ori reușesc. Ați obțin început rău. mai multe afișe ale filmelor noastre, cu Mircea Diaconu. Este el, cum se zice așa, cu formulă tocită, actorul fetiș al unei care am film? Nu, am avut și uh, actorul care a lucrat mai des decât Mircea Diaconu. De exemplu, vizante. Dar nu am, nu am actori fetiși, pentru că nu, uh, nu mi-am. Uh, nu mi-am organizat în jurul meu o familie în cinema uh, în care să fi lucrat cu aceiași oameni, să fi, uh, uh, să fi creat un fel de. Uh, da, de familie. Uh, nu că n-am vrut, ci nu mi-a ieșit. Drept care, nu am așa. Nu scriu pentru un actor, având imaginea actorului în cap. În general, când, uh, când creez un personaj. Încerc să mă gândesc la un, la un model uman, la un uh, prototip, uh, dar care să nu fie actorul X sau actrița Y, ci să fie un uh, vecin, din bloc sau un personaj pe care l-am cunoscut într-o împrejurare anume sau uh, o combinație de, uh, de personaj sau de persoană reală cu un personaj, uh, să spunem așa, livresc sau. Uh, personaj extras din cultură, de undeva. Deci, asta încerc să nu fac, să nu mă gândesc la actor în momentul în care scriu un personaj. Dar am o excepție notabilă la ce, chiar Gheorghe Dinică, la Filantropica, l-am avut în cap din momentul în care am început să scriu scenarii. Deci v-ați gândit la el Da, și mi era clar scris. că pentru el scriu personajul, adică nu aveam niciun dubiu în sensul ăsta. Am, am avut alte uh, situații la alte filme în care, mai mult sau mai puțin, aveam în cap actorul pe care uh, intenționam să-l abordez și să-i pun în brațe personajul pe care îl scriam. Și invariabil am dat greșe, adică am chemat actorul respectiv la probă și rezultatul nu m-a convins și am fost în pus în situația de a mă gândi la altcineva. și un alt cineva decât cel la care mă m-a făcut pe la rol. Deci structura cumva e mai importantă decât uh, actorul care să o întrupeze Pentru mine da, adică acum nu, nu există mai importantă fiecare moment al, al fiecare treaptă a producției unui film este cea mai importantă la momentul respectiv uh, și uh, depășind un prag ajungi la următorul care ți se pare că e și mai crucial uh, nu aș putea să spun scrierea scenariului practic este na, uh, momentul în care un părinte creează un copil uh, care pe urmă va începe să crească uh, deci este nu, momentul inițiator, inițiatic. Odată scenariul scris, ai sentimentul că filmul se va face de la sine. Ei, nu se va face de la sine, pentru că din momentul în care începi să-l pregătești, o mulțime din lucrurile pe care le credeai fixate în pagină încep să se clatine și pregătirea devine cel mai important moment din, din, proiect, din procesul de creație al filmului, deoarece acolo alegi actorii acolo îți alegi decorurile actorii, acolo începi să vizualizezi ce s-a întâmplat. Ok, vine filmarea care este realmente cel mai important moment din creația unui film, pentru că acolo fiecare minut costă enorm și fiecare zi ratată nu mai poate fi refăcută sau reparată în niciun fel. Și sentimentul este că ești pe front într-un război atroce și în care fiecare zi îți joci viața la ruletă rusească și dacă te întorci în tranșee viu, e deja o victorie. Dar mâine o iei de la început. Dar pe urmă începe post-producția, montajul și care ți se pare că ai deja filmul buzunar și nu l-ai. Și în momentul ăla încerci să te întreb dacă nu cumva totul e greșit și începi să regândești toată construcția. Uneori, alteori, se poate trece mai ușor, da? Postproducția este perioada totuși a mai plăcută, pentru că lucrezi cu material care deja există eram în liceu în 1995 când a fost premiera Asphalt Tango. Am văzut după aceea de foarte multe ori, nu țin minte numărul vizionărilor. Ceva mai mare la Filantropica în 2002. Probabil sunt filmele cu cel mai mare impact de, 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 public. Regizorul Nain care am fi să simte mai apropiat de unul din aceste șapte filme, unul care e mai, mai, mai aproape de el, deși toți șapte sunt copiii lui fără îndoială. Da. La care din copii ține cel mai mult? reflexul meu este să-mi iubesc cel mai tare ultimul născut. Dar, luând distanță, pot să zic că cel mai apropiat mă simt de respectăcere pentru că vorbește cel mai mult despre mine și despre, ce m despre frământările și gândurile mele din acea perioadă de tinerețe este filmul care s-a făcut cu cel mai mult efort, filmul care s-a finanțat cu cel mai mult efort, adică filmul pe care l-am așteptat aproape 20 de ani pentru a-l vedea pe platou și gândit în urmă cu 30 și. Nu, nu, uh, deci l-am scris în 88, l-am uh, realizat în 2007, deci aproape 20. De 20 de ani ultimul. Pentru că ați făcut referire la ele 6,9 pe, pe scara Richter. Ați făcut, sunteți autor a șapte filme, șapte e cifra perfecțiunii, dar nu pot să nu vă întreb când și care va fi al optule. Eu sper cât mai curând, dar nu, nu eu sunt cel care decide. Avem un proiect împreună cu Tudor Giurgiu la Libra Film, or, la Point Finder. și suntem în căutarea unui complement de finanțare când îl vom găsi, vom or, demara. Deci târna problema finanțării. Întotdeauna, dar peste tot e la fel. Și în, în toată Occident. Lumea. În, în toată lumea. Nu doar în România. Nu. nu. Sunt filme care așteaptă decenii ca să poată la urmă să vadă lumina ecranului. Ca actor, v plăcea... în care, în creația cărui regizor român v-ar plăcea să jucați? Regizorul am film dacă ar deveni actor, ce nu regizor ar actor, Nu mă consider actor pentru că am avut niște experiențe. Înainte de, de a face regie de film, am jucat în vreo două filme de lumeta și în vreo câteva mici telefilme. Și uh, la capătul acestei experiențe mi-am dat seama că nu sunt. Uh, nu, nu, nu face plăcere să mă văd pe ecran, adică îmi descoper niște vulnerabilități uh, mari. Uh, mă controlez prea mult. N-am vocație de actor pentru că sunt un control freak. Uh, îmi place prea mult, uh, am sentimentul că uh, sau funcționez pe baza de oglindă oglinjoară cine e mai Robert de Niro din țară. Tu ești, ar fi, Tu ești. Uh, nu, 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 nu merge așa. Meseria asta nu se face așa. Și atunci prefer să stau uh, în banca mea și să-mi să văd de ce știu să fac. V-ar plăcea însă să lucrați cu un regizor român? Ca actor? Ca actor? Mi-ar fi teamă, dar nu știu dacă, dacă acel regizor român de care vorbim ar putea să îmi injecteze doza de încredere în mine pe care, de care aș avea nevoie, poate că da. Care este creatorul preferat din cinematografie a lui Nae Caranfil? Din cinematografia mondială? Cel mai apropiat mă simt de Billy Wilder, autorul unor comedii celebre și a unor drame celebre. Citez mai două, Unora le place jazzul sau în dramă Bulevardul Apusului, Sunset Boulevard. da, sunt multe, foarte multe filme și majoritatea mi se pare extraordinare. Uh, N-aș putea să spun că, obiectiv vorbind, este cel mai mare regizor uh, și uh, pot să-l pun pe un pedestal uh, obiectiv, dar pentru mine este cea mai ma a fost cea mai mare influență și uh, M-a um, fascinat și omul, și opera, și destinul său. Uh, altfel, evident că sunt un mare fan, Felinii, uh, uh, Tarantino, Charlie Chaplin, uh, uh, Cehii, Irgi Menzel și Iroș Forman. Uh, uh, deci, v-am spus așa, câteva repere care. M-au ajutat în formare, ca să zic. În afara cinematografiei, care viața dumneavoastră, ce alte are, n am în film? Îmi place să ascult și să descopăr muzica americană a anilor 30, 40, 50, 60 uh, și în special zona musicalului Broadway. Uh, îmi place să citesc despre filme, adică sunt un cititor de cronică de film, uh, e, e și asta o plăcere vinovată uh, Mai nou, pentru că am acces la pe tehnologia, permite așa ceva. Uh, mă uit la un film, că îl descoper la televizor sau că îl iau de pe platformă sau că or, orice s-ar și după ce am, mi-am umplut două ore cu vizionarea filmului, alte patru ore, uh, caut să văd ce a spus. Cam toată lumea, cine, cine știe cine despre el. Uh, și confrunt părerile care vin, părerile divergente sau opiniile divergente ale diverselor, diverselor critici de pe diverse continente și încep să fac o imagine a filmului mult mai complexă decât cea pe care mi a făcut-o ca spectator. Aici poate e și o influență peste timp, de uh, da, acasă, e, a, ta -a, e, a tatălui e posibil, dumneavoastră, e posibil, care v-a transmis e posibil, și, e posibil, și Da. da. Și pasionat. Da. Uh, știu că citeam cronicile și când eram mic și chiar dacă nu vedeam filmul la care se făcea referire. Dar în care al fi îmbrățișat uh, cinematografia și dacă nu era Tudor Caranfil? Nu știu, uh, e imposibil de răspuns, dar astăzi dacă aș avea 20 de ani și dacă am fi astăzi, adică... <coughs> În anul 2024 și să am 20 de ani, n-aș mai vrea să fac film, n-aș mai să cine. mai vrea să faceți? Da. Nu. Uh, de ce? Pentru că cinemaul nu mai este ce a fost pentru mine atunci. Cinematograful este, oferta este atât de uriașă și la îndemâna oricui, încât cinematograful este dezbrăcat de mister, după părerea mea dezbrăcat de magie, uh, nu mai are uh, elementul mitologic de care era, uh, cu care era învăluit. Uh, în momentul în care poți să faci filme pe telefon mobil, nu mă mai interesează, uh, deci uh, și nu mai, nu mai există așteptarea unui film. Adică te izbești de filme și uh, vezi tu pe care îl vezi, te, te izbești de filme, în loc să, te, în loc să le, le cauți, să le aștepți, să le. Uh, sunt prea multe filme? Sunt prea multe, sunt, uh, sunt uh, bă, prea multe. Poate nu sunt prea multe, dar pentru mine sunt atât de multe încât nu mai am sentimentul că mă, mă confrunt cu cineva sau încerc să-mi să găsesc o personalitate sau să, uh, sau să provoc uh, oameni din jurul meu să-mi vadă un film sau să invit uh, oameni din jurul meu să-mi um, să aprecieze o poveste sau să mă confrunt cu un public. Nu, am sentimentul că fac. Uh, uh, aș avea sentimentul. Că fac uh, un produs audiovizual, printre milioane de altele și pentru care zbaterea pe care trebuie sau efortul pe care îl faci ca acest produs audiovizual să fie cât de cât vizibil este mai mare decât efortul creației și atunci nu prea e mai interesat. De fapt, sunt prea multe platforme, prea multe seriale, un fo foileton nesfârșit care amână un uh, deznodământ? Nu, nu mă deranjează serialul. Doar, doar nu mă deranjează serialul. Mă, mă, uit, mă, uit, cu mare plăcere la seriale. La unele dintre ele le, le consider chiar mult calitativ peste mă rog, media filmului pe ficcine, de ficțiune pe un mesaj normal. Nu, mi se pare că există prea multă materie audiovizuală. Pe, pe, deci se, se bagatelizează sentimentul că vezi imaginea virtuală nu mai are nu mai are magia trenului din gara lui Lumier la Siotat. Mai... Trenul ăla nu mai vine peste tine. Trenul face parte dintr-o imensă galerie de căi ferate care se intersectează peste tot și. tgv uri De toate. Toate, da, da, da. Iar ideea că face o meserie oarecum de elită, că faci o meserie intens creativă, că uh, uh, construiești lumi ale tale pe care le împărtășești pe urmă celorlalți, nu mai există, deoarece uh, lumile pe care le creezi uh, nu mai ajung la același tip de public pe care tu ți-l ai creat în momentul tu, tu, pe care nu mai ajung la tipul de public pe care, pe care erai tu în momentul în care ai gândit această acest vis de a face cinema. Publicul de astăzi este un public uh, consumator uh, și uh, în afara cinefililor înrăiți, care de obicei uh, nu dau examen și devin ori critici, ori cineașteri, ori uh, altceva. Uh, publicul de mol, deci cel pe care îl avem la dispoziție, este un public uh, neinteresant din punctul de vedere. Cum a apărut pasiunea asta de a, de a visa, de a construi lumi? Cinema Paradiso pentru noi în Carafir când a fost? Uh, nu aș putea să spun exact momentul. Uh, cred că el s-a desfășurat în pe parcursul lor ani din copilărie, pentru că văzând filme, deci fiind imersat în vizionări de filme în cinema, alături de taică, Uh, Inițial, ca orice copil, m-am identificat cu eroi, uh, eroi, real, adică eroi adevărați, eroi, în sensul că, nu, cowboy, vine uh, western-urile. Uh. Nu numai, dar mă rog, da. Roger Moore, Bonduri, Bond uh, și mă visam un erou de film, adică nu problematizasem, nu, nu conștientizasem ideea de a confecționa un film. Vreau să fiu un, er un erou din filmul ăla și în general vreau să fiu un capitan. Se demă, uh, gradul de capitan. Nu general, nu locotenent. Capitan, asta vreau să fiu. Uh, și am oscilat între capitan de miliție, capitan de marină, capitan de armată. Cam asta. Vreau să fiți capitan. Capitan, neapărat. Dacă După care uh, este povestea pe care am mai voi mă rog, am mai spus-o cu multe alte ocazii, când că m-a întrebat ce n-ar să mă fac când o să fiu mare și eu i-am răspuns Giuliano Gemma. Giuliano Gemma era un actor italian care juca în acele celebre și ironizate western-uri spaghetti. western-uri făcute în Italia, de multe ori vorbite în italiană, deși se petreceau în Far West, iar actorul fetișa al acestor westernuri după Clint Eastwood era Giuliano Gemma. Și noi, la noi, rulam majoritar filme cu Giuliano Gemma. Iar eu am spus că vreau să mă fac Giuliano Gemma. Și răspunsul uh, a venit, dar tu, din partea lui Taică, dar tu știi că există cineva nevăzut în film care poate să facă cârpă de praf din Giuliano Gemma, care poate să-i spună, Giuliano, ești prost, Giuliano, mai facem o dată? Giuliano, mai tare că nu te auzi. Giuliano, mai rar că nu te înțelege ce spui. Giuliano, te, dau afară din film. Da, zis. Așa nu există. Nu există. Clinistul și... încă e în picioare și se pute să Azi, încă pute să rămâne în... încă joacă. pe picioare la... la, finalul filmului, nu există. acel personaj, dacă exista așa, s-a trezit cu un glonte între ochi. Și atunci mi-a spus, nu, există un personaj, se cheamă regizor și care, așa face genera Îl ia de aici și pune acolo. Îl ia de acolo și îl pune înapoi. Aici. Atunci mi-am dat seama că asta așa să fiu. Omul care face cârpă de praf din Julian Roger. Ascultându-vă și vorbind de, și despre sfârșitul secolului XIX cu frații la Lumier, nu? Când, da. cu Lionul și cu Coasta, la Siotat, când, da. cu primul cinematograf din lume, 1895, cred. Uh, și până în actualitatea noastră îmi dau seama cât de actual e titlul pe care tatăl nostru l-a Vârstele Peliculei, de da, fapt. Da. Trăim cu adevărat în Vârstele Peliculei, exact, exact. doar că acele vârste, la momentul respectiv, erau cele de la filmul Mut, cumva, nu? la eroi care nu vorbeau, până la momentul anilor de glorie, nu? cinematografia italiană, franceză, anii 60-70. Acum, noi trăim cumva în post lumile astea. Și 3D, 5D, 8D, dar... Mai poate fi un moment revoluționar, uh, revoluțional? Mai poate veni ceva după asta? Nu poate știu. Ce trăim noi azi? De aceea ziceam că eu n-aș mai alege cinemaul dacă aș avea 20 de ani astăzi. Dar, de fapt, aș spune altfel. N-aș mai alege să fiu uh, autor de film. Dar aș putea uh, să fiu fascinat de altceva, să rămân în domeniul cinema, dar să fac o meserie adiacentă, adică să fiu ori compozitor de muzică de film, ori uh, monitor, editor, chief editor, uh, adică o, să, o meserie care să ne dea uh, poate la fel de multe, sau la fel de mari satisfacții, dar pe care să o pot uh, profesa constant, fără hiatusuri de ani de zile între un proiect și următorul, și în care să... Uh, să am o, o rigoare a muncii care să-mi dea mai mult echilibru. Uh, sau poate aș alege o carieră tot artistică, dar alta decât cinematografică. Sau aș putea merge spre teatru, nu? Că ați făcut teatru, ați regizat câteva da, piese. Putea... Una a avut un mare succes la Teatrul Național cu Măcuțvani, Papagalul Mut. Exact, da. da. Uh, aș putea și asta, deși teatrul uh, mă... Teatrul e frustrant pentru mine uh, Teatrul e frustrant Din cauza faptului că Spectacolul este efemer Și nu neapărat că e efemer și la un moment dat moare Ci că până moare să ani de zile într-o agonie Adică el se degradează și ar, Dar continuă să se joace O chestie asta pentru mine este uh, Experiență dureroasă nu, nu, pot, nu pot să asist la așa ceva deci, între de teatru și film, rămânesc vrezi, cu film vrezi, vre. pe care vreți da, să-l părăsiți. Aș fi putut, reiau, re dacă aș avea 20 de ani în 2024, sau aș putea să mă gândesc și la literatură, să scriu, de exemplu, beletistică, sau să, să cânt, uh, să devin un uh, alt fel sinatra. Uh, da. Așa, am aruncat rapid două, trei... Aveți un, Opsi, a, un maestru, un model în, în film și, sau, și în literatură? Autorul favorit în literatură și maestru din film. E cineva care v-a influențat? Păi, am zis de Billy Wilder... În afara lui? Uh, e toți cei pe care i-am -am enumerat, dar... Uh, nu știu. M-aș gândi și la Charlie Chaplin, de exemplu. De la care am învățat enorm de mult. Dar. Nu știu. Ce ați învățat de la Charlie Chaplin? Cum să faci comedie din lucruri care dor. Noi acum luăm uh, taking Chaplin for granted, luăm de gata pe Chaplin pentru că uh, e un personaj atât de, sau personalitate, atât de bine cunoscută, de uh, iconică, uh, s-a influențat enorm de multă lume în jurul lui și s-au făcut, dar nu ne amintim, adică nu ne putem, în, în, nu ne punem în situația de a imagina ce a însemnat uh, apariția personajului de trem, vagabondul, Charlot, în anii de început ai, ai uh, uh, filmului, un om care făcea comedie din, um, dintr-o materie numită foame, adică să nu ne, uh, să intrăm în momentul acela, comediile erau în general vode și în teatru și în, uh, și în film cât erau uh, înainte să apară uh, ceplin cel mare, vorbesc de ceplinul matur anilor de maturitate, Comedii erau niște farse, niște vodeviluri care se petreceau de cele mai multe ori uh, în casele unor oameni bogați. Uh, existau, nu, gol, goldonii, uh, uh, era bo, erau vale, servitori care uh, erau, trăiau în casa stăpânilor și își băteau joc de ei. Era, exista o uh, critică socială, dar ea era la nivel de uh, de case boierești, de uh, mariaje uh, făcute cu voie sau fără voie, de uh, cucerirea fetei uh, prin toate mijloacele. Dar nu se dormea pe străzi, nu se dormea sub poduri, nu se fura mâncare de oriunde, din coșuri de gunoi, ca să ai ce dau unui câine. Uh, aceste, acest repertoriu de comedie nu exista. Uh, nicăieri, în nicio artă înaintea lui Charlie Chaplin și uh, deci asta este și de atunci majoritatea filmelor pe care le-am făcut am încercat să lucrez cu materie, cu materie uh, serioasă cu, uh, cu uh, elemente de dramă pe care să le transform să le transfigurez comic uh, și în general asta mi se pare interesant adică asta mă Asta mă, mă stimulează. Nu m-ar stimula absolut deloc să fac o comedie gratuită, oricât de, spe, de spectaculoasă sau de șampanie, ar, ar fi dacă ar trebui să recurg la ceea ce eu numesc repertoriu, comedie de repertoriu, adică chiprocouri, obiecte schimbate din greșeală, lucruri de genul ăsta, deci comedie la care râs sănătos și gratuit. Nu mă prea interesează. Mă interesează comediile alea care ți se opresc în gât. Șampania de la sfârșit în asfalt Asfaltango, nu? Da. Artificiile alea. Cu... Da, da, da. Cum, cum? Ce înseamnă artificiile de la sfârșitul de Asfaltango? Dar nu sunt chiar la sfârșit, sunt... Uh... Aproape. De sfârșit. Sunt în partea finală a filmului, dar ele sunt... Uh... Mă rog, eu acolo. pun cu oarecare n-a în evitat întrebarea pe care mi-o mi puneam foarte serios în 1995, când a. am văzut prima a. dată păi, film. Acolo și-ar replică replicare o replică. Eu spune lui uh, lui, uh, Diacoros și spune ironic că sunt convins că atunci când tu și nevastă ta faceți sex, se, se aud focuri de artificii iar strigătele voastre, nu, se, se, apar focuri de artificii pe cer iar strigătele voastre se aud până la Paris. Și diavolul îi răspunde: "Așa vedeți voi nevastă sexul cu focuri de artificii și strigăte?" Și în momentul mult mai târziu în film în care uh, are loc confruntarea finală, între diacono și Charlotte Trampling și această confruntare finală se finalizează cu uh, o partidă de amor. Atunci pentru că suntem și în 14 iulie, și deci este ziua Franței, atunci, într-adevăr, pe cerul Franței sunt artificii și toată lumea strigă când uh, comedia devine tragedie sau când tragedia se transformă în comedie. Care e granița care face. E, nu se poate desena granița asta. O simți pe undeva, dar uh, uh, eu zic că, uh, mă rog, tragicomedie, dramedie, sunt tot felul de genuri intermediare. Uh, nu știu. Uh, E o chestie care mă bagă într-un în teritoriu de teorie, în care, în general, nu vreau să mă bag pentru că consider că dacă încep să, dacă încep să mă gândesc teoretic la, la ceva, usuc. usuc planta. Viața bate filmul? Hmm. Hmm. Viața e plină de momente banale. Deci eu prefer filmul. Presupun că unul din motivele uh, care m-au îndreptat către film este că să creez universuri mai palpitante decât ceea ce vă oferă viața. Care e cea mai frumoasă zi din viața noastră? Păi cred că uh, dimineața în care, după o noapte de călătorie pe tren, am ajuns la cal. Cu primul film și ne-am dus să ne cazăm. Eram uh, eu, cei doi producători, actrița principală din, uh, din film și taică. Dar cea mai tristă zi. Cea mai tristă zi este ziua în care uh, uh, 7 septembrie 2012 uh, când uh, am împlinit uh, 52 de ani și am primit cadou uh, un DVD. Și DVD-ul acesta conținea. Uh, era un cadou, adică. nu, nu fusese trimis ca, ca fiind un cadou. Omul pe care îmi trimisese acest DVD nu știa că e ziua mea. Omul care îmi trimisese DVD-ul era producătorul filmului Cloroza de Munda. Și DVD-ul respectiv conținea montajul filmului meu făcut de el la Los Angeles și care nu mai semăna absolut deloc cu ce vreau, sau cu ce vrusesem să eu să explic. Uh, și uh, l-am văzut și încercam minut cu minut să mă autoamăgesc, hai că nu e chiar așa de grav, hai că asta cât de cât se poate accepta, dar cu, câteva, cu cât avansam în vizionarea filmului, îmi dădeam seama că uh, acolo e un câmp plin de cadavre. Uh, acesta, făcuse din, nu știu, luase, uh, cum fac copiii de multe ori, luase o păpușă, uh, îi rupsese mâinile și picioarele și capul și acum uh, îi punea membrele la loc de analte, uh, le încurcase. le încurcase. Vă mutilase filmul? Da. Da, și cred că acolo uh, am simțit că urmează o perioadă în care voi intra depresie. Dar uh, a fost o poveste cu final fericit până la capăt. Dar până la capăt am semnat un an. E ceva ce, ce regretați vreun moment când ați fi putut face altfel? Da, sunt multe, sunt prea multe astea. Și uh, în general nu neapărat uh, opțiuni de de cineast, de, nu, de manufacturier de film, cât opțiuni de viață pe care astăzi le dar Sunt foarte multe adică. Întotdeauna, fiind un... Mai multe decât filmele. Da, mult, mult multe. Fiind un uh, lucrător în ficțiune, îmi place tot timpul să-mi imaginez. dar dacă n-aș fi făcut mișcarea aia, ce s-ar fi întâmplat? Și dintr-o dată văd un alt un film. Nu merge ca film, dar în... Capul meu se creează un film despre ce s-ar fi întâmplat, despre ce alte capcane ar fi trebuit sau aș fi evitat sau aș fi, ar fi trebuit să evit în momentul în care n aș fi făcut o greșeală pe care acum o consider o greșeală, atunci o consideram probabil cea mai bună soluție. La ce țineți cel mai mult în viață? Care e crezul cel mai tare, cel mai puternic al lui care fi? Uh, cred că independența Spiritului. Asta e o chestie care mi-a uh, fost transmisă de către Tycoon, Tycoon, uh, El, în calitate de critic de film, uh, făcea nota aparte pentru că nu intra în. Uh, sau refuza să intre în uh, uh, turmă, uh, ceea ce nu făcea automat un gică contra. Dar de multe ori, când, uh, de exemplu, exista o, un consens în bula cinematografică uh, bucureșteană din acele vremuri un consens față de un anume film, negativ sau pozitiv, dacă el nu era convins, nu intra uh, în acest consens și putea să facă note discordante să scrie altfel. Asta s-a întâmplat, de exemplu, la reconstituire. <fie> uh, și uh, asta, uh, ideea de a nu uh, de a nu uh, te autonivela. Ca personalitate, pentru că este foarte comod să fii de părerea celor din bulata ta. Uh, și atunci nu te. Uh, ești prietenul tuturor, uh, toți sunt prietenii tăi și este extrem de confortabil. Dar Are e... călinesc o vorbă. Un om care se înțelege bine cu toată lumea e lipsit de personalitate. Iată. Da. L-a costat independența asta Spiritului? Da, eu cred că da. Da, mă rog, da și nu, pentru că cu timpul lucrurile se cern și independența asta a spiritului l-a făcut respectat. În ultimele decenii el era privit ca un reper important și pentru faptul că nu se lăsase nivelat de nu știu, de, de gustul comun de... Poți să reușești dacă ești lup singuratic? Dacă mergi pe drumul tău? M ne întoarcem la Frank Sinatra și My Way cred că nu e întâmplător Frank Sinatra detesta această piesă muzicală My Way uh, nu știu uh, nu ești lup singuratic pentru că îți dorești sau pentru că îți propui, ci pentru că așa se așează astrele în jurul tău uh. Nu pot să spun dacă nu mi-ar fi fost mult mai bine dacă aș fi fost parte din acest nou val românesc. Uh, poate că aș fi uh, uh, fost și eu un abonat al festivalurilor importante astăzi. Dar nu s-a întâmplat așa și n-am de ce să. Uh, cum să spun, chestionez acest lucru pentru că n-a fost dintr-o opțiune a mea personală pe care astăzi o pun sub semnul întrebării. Oare am făcut bine? Că m-am... Uh, că -am izolat sau... Nu, nu m-am izolat. Așa au fost... așa au fost... așa au fost uh, zarurile aruncate pe. Din ce trebuie să fie făcută prietenia ca să reziste în timp? Uh, din... Uh... Din foarte. Din, e grea întrebare asta. No. Nu știu. Din, ce, din multe lucruri. În uh, prim, primul rând, din, din uh, sinceritate, din onestitate, adică trebuie să ai, uh, să ai certitudinea că prietenul tău uh, nu te minte și dacă îți spune ceva uh, neplăcut, nu o face pentru ca să te rănescă. Uh. Am vorbit mai devreme despre teme sociale, despre influența socialului în filme, care e evidentă și la noi și, și a Iurea. Uh, și nu e o întrebare politică. Ca temă, ca viziune, creatorul Nae Caranfil se consideră mai degrabă la stânga sau la dreapta aspectului politic? La dreapta. La dreapta. Care ar fi valoarea care vă plasează la dreapta? Individualitatea. Individualismul, dacă vreți să-i așa, Uh, și uh, um, sentimentul că nu vreau să uh, nu am de oferit un discurs celor din jurul meu, o lecție sau o predică sau. Nu vreau să-i uh, să schimb pe cei din jurul meu. Vreau să mă construiesc pe mine, uh, în interiorul meu, cât mai uh, reușit. Uh, nu cred că pot și nici nu cred că îmi doresc să schimb pe cineva sau să ofer soluții popoarelor. Din punctul ăsta de vedere, lucrul ăsta mă plasează oarecum în spectrul de dreptății. Ar fi un scenariu, ați creat și ați furnizat și atâtea mai, scenarii. Vă rog, sigur. Mai e ceva, lucrul care m-a deranjat și mă deranjează în continuare mai mult decât oricând uh, în, uh, în trecut uh, este impostura și o văd peste tot și este uh, crâncenă sentimentul că trăiești printre uh, oameni care și-au construit uh, cariere, respect uh, discursuri uh, reputații pe, pe niște, uh, pe niște discursuri nu fragile, slabe, preluate de la alții, netrecute prin, prin filtrul propriu, dar care dau bine, care sunt vandabile, care se, se, se cer pe piață. Ori aici am o problemă cu foarte multe lucruri care se întâmplă astăzi în cinema în general, unde am sentimentul că un cineast veritabil apare din ce în ce mai rar. Mai toți sunt înregimentați și asta mă deranjează în general în spectrul stânga, politicii regimentale. Bun, aici discuția da. despre stânga și dreapta... Mă rog, e, puteți oricum... să depășim. E, Exact, nu, da. nu, uh, e, e, e importantă. Cumva, uh, mai cu seamă că în filme, filmul trebuie să fie propagandă. De multe ori uh, Asta iarăși un lucru care mă deranjează, filmul care începe să devină din ce în ce mai mult propagandă. Discursurile uh, noi, uh, nu, uh, progresiste, uh, care transformă opera de artă într-un canal de. Uh, da, într-un canal de comunicare politic. Nu mai, nu înțeleg, ne întoarcem în anii 50, la prolet cultism, la momentul în care arta trebuie să fie justă și personajele trebuie să fie tipice. Uh, pentru mine este înfricoșător să mă uit în jurul meu la această nouă uh, viziune asupra lucrurilor și asupra artei. Ce vă mai deranjează în, în afara imposturii în România? Ce nu vă place la Dar România? Dar nu numai în România, peste tot. Peste uh, o văd peste tot impostul astea. Uh, uh, ar, fi, ar fi ușor dacă -ar, ar fi numai în România. Cum uh. ați primit uh, titlul recent de doctor Honoris causa la, la Ce? la 40 de ani în momentul în care absolveați facultate? Mă rog, cu curiozitate, mi s-a produs o ceremonie simpatică uh, și cu o oarecare suferință fizică, pentru că acel costum, uh, îmbrăcat peste un costum pe care deja îl purtam, uh, făcea să-mi fie foarte cald și să transpir. Și în momentul în care a trebuit să exprim și o uh, mă rog, un discursel de acceptare, mi-a fost foarte greu pentru că simțeam că scurg apele de pe mine. Și nu neapărat de emoție, cât de cald. Uh, dar aveam și emoții. Și ce l a spus, așa, într-o frază? Uh, nu pot să bag într-o frază, că am făcut un fel de zigzag, uh, într-un fel de flux al amintirilor. Uh, treceam de la una la alta, brustian aproape aș zice. Uh, și am, uh, practic, am uh, înlănțuit câteva episoade, dar nu în ordine cronologică. Care au fost uh, definitorii pentru cine sunt astăzi? Un scenariu, un căutarea timpului pe el. Uh -huh. Dumnezeu, care am fi, mulțumesc mult pentru acest dialog. Mulțumesc și eu. în final aș vrea să vă rog să adresați un gând, o urare, un îndemn celor care urmăresc podcastul meu. Mulți dintre ei cinefil, avangarda cu ionus Vulpescu. îi o să fie oarecum banal, dar... Na fiind cineast, n-am cum să spun altceva decât că îi îndemn pe toți să meargă la cinema, în sala de cinema și să vadă filme cu public lângă ei, frecându-se de umărul vecinului. Și dacă se poate, nu la mult, mai sunt încă câteva săli care pot fi demolizate. Pentru că, ușor, ușor, dacă acest reflex revine în, în amatorii de cinema din România. Lucrul ăsta va uh, schimba pe, va schimba în mod uh, misterios, uh, inexplicabil, dar în bine pe peisajul și producția cinematografică românescă. Mulțumesc mult, domn plăcere.